Pe Iisus îl vreau aproape chiar de a-și pierde tot ce am. Este superbă cântarea aceasta și dacă noi am crede versurile ei, am fi cu adevărat fericiți. Nu prea ne place să pierdem. Asta este realitatea. Ne place să fim sănătoși, să fim tineri, să avem bani, să ne meargă toate lucrurile bine și viața să prospere. Nu ne place să pierdem și nici n-am fost creați să pierdem. Însă viața are în sine pierderile ei și de multe ori când ajungem în zona aceasta a pierderii, nu știm să pierdem. Și în momentul în care suntem pe punctul de a pierde ceva, atunci începem să ne agităm, începem să intrăm în disperare, începem să trăim aproape visceral acea pierdere, să intrăm într-o disperare soră cu moartea, astfel încât pierdem controlul. Că vrem, că nu vrem, cu bune și cu rele, viața noastră, dragii mei, merge înainte. În seara aceasta aș vrea să avem acest gând sau acest motto sau acest titlu, mergi înainte. Pentru că viața oricum te duce acolo. A te zbate, să te întorci înapoi, să controlezi niște lucruri pe care nu le poți controla, este de-a dreptul inutil. Și dacă ne imaginăm așa o călătorie de rafting pe un râu rapid de munte, da, într-o barcă din aia pneumatică, acolo n-ai cum să te mai duci înapoi. Da? Acolo poți doar să ghidezi în așa fel barca, să mergi înainte, să nu te lovești de stânci. Dar nu ai cum să mai mergi înapoi, pentru că viteza este atât de mare a apei, a curentului, încât nu ai cum să mai mergi înapoi. Și ca să avem așa o imagine biblică în față, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Exodului, capitolul 14. Este un pasaj foarte cunoscut pe care aș dori să îl avem în atenție în seara aceasta. Și vorbim de Exodul, mă scuzați, probabil am zis Geneza, dar Exodul capitolul 14. Momentul în care poporul Israel a fost trecut Marea Roșie prin puterea lui Dumnezeu și prin conducerea lui Moise. Este un pasaj extraordinar pe care aș vrea să-l luăm la suflet în seara aceasta, însă înainte de a citi versetele Bibliei, aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră și asupra cuvântului. Vă invit să ne ridicăm, iar dumneavoastră să luați acea atitudine pentru rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta în care suntem împreună, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru toate promisiunile pe care ni le faci, îți mulțumim pentru că avem atâtea exemple în Biblie care ne pot face viața frumoasă, ne pot întări credința și ne pot ajuta să ducem luptele vieții pe mai departe. Te rog, Doamne, în seara aceasta să cobori cu Duhul Tău cel Sfânt asupra noastră, să-i mângâi și să-i întărești pe toți cei care ne urmăresc acum și pe toți cei care sunt în sală împreună cu noi. Tu știi inimile noastre, Tu știi familiile noastre, Tu știi problemele noastre și de aceea ne predăm în mâinile Tale. Te rugăm, hrănește-ne sufletul, Doamne, și ajută-ne ca să plecăm încurajați de Tine în seara aceasta de aici, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Ori de câte ori citesc pasajul acesta cu trecerea Mării Roșii, sunt foarte, foarte motivat. Există atâtea cărți motivaționale acum, care mai de care, mai sofisticate și ne spun multe rețete despre cum să fii pozitiv, cum să gândești, cum să ai încredere în tine, cum să reușești în viață. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că la capitolul ăsta, și la capitolul ăsta, Biblia bate orice carte motivațională. În primul rând, pentru că este inspirată de Dumnezeu
Și în al doilea rând, pentru că tot ceea ce este relatat aici s-a întâmplat în realitate. Nu vorbim de povești, nu vorbim de lucruri subiective, ci vorbim de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi am înțelege acest cuvânt și l-am luat în sufletul nostru, am fi cei mai fericiți oameni care există în lumea aceasta. Trecerea Mării Roșii este o lecție de viață, este o lecție de credință pe care ne-o transmite Dumnezeu. Și pe de altă parte ne este pus în față o oglindă prin care se vede slăbiciunea noastră. Oricât ar spune Dumnezeu de exact anumite lucruri dinainte, oricât de exact ar promite anumite lucruri, noi suntem tentați să mergem tot spre necredință. Vi s-a întâmplat ca Dumnezeu să vă promită ceva și să aveți asigurarea Lui și cu toate astea să cădeți în descurajare, să cădeți în neîncredere? Toți facem lucrul acesta. Și ca un exemplu, cât se poate declara, aș vrea să citim prima parte a capitolului 14, să vedem cât de obtuși și cât de orbi suntem și cât de necredincioși la făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tabere înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Tsefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Mai clar de atâta nu se putea. Adică le-a dat toate coordonatele, unde să stea, în ce loc să tăbărască, cunoșteau locul acela, pentru că au stat atâția ani în zona respectivă. Și Dumnezeu le-a spus: uite, acolo să mergeți să tăbărâți. Și nu doar că le spune unde să ajungă și unde să se oprească, ci le-a spus și ce va face Faraon. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Era clar? Era cât se poate de clar. Mai clar de așa nu se poate. Adică le-a spus tot ce va face. Le-a spus și ce va face Faraon. Le-a descris tot viitorul. Și ai zice: domnule, dacă Dumnezeu este atât de precis și știu viitorul, păi la ce să mă mai stresez? Nu? La ce să mă mai stresez? Dacă știu viitorul dinainte și mi-l spune Dumnezeu, dar lor le-a spus precis. Nu e vorba doar de o asigurare generală, că eu voi fi cu tine și voi avea grijă de tine, îți voi da să mănânci, dacă vei trece prin foc, voi fi cu tine, dacă vei trece prin ape, știți, sunt făgăduințe. Da, e o chestie așa, în care Dumnezeu promite niște lucruri, se pot întâmpla, sunt situații în care nu se întâmplă. Dumnezeu îngăduie să trecem prin suferință și prin încercări. Dar acolo le-a spus exact ce se va întâmpla, era despre ei, despre momentul acela. Nu era o promisiune generică, ci era o promisiune exactă, o profeție. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a dat fuga. Atunci inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: ce-am făcut de a-mi lăsa pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Mâna moca de lucru, i-am lăsat pe ăștia să plece și noi acum ce facem? Ne apucăm noi să facem cărămizi și să adunăm paie și să facem piramide? Hai, dar ce-am făcut? Nu? Da, într-un fel seamănă și robia aceasta egipteană cu robia pe care ne-o pregătesc mai marii lumii, pentru că e un fel de muncă inutilă pe care o faci din ce în ce mai mult, pentru că lucrurile au început să se devalorizeze, da, sau banii au început să se devalorizeze, nu mai poți să cumperi mare lucru cu ei și ești ca Sisif, așa. Ce ziua faci, seara cheltui sau lucruri de genul acesta. Nu-ți poți permite foarte multe lucruri și asta și vor. Dacă mergeți în străinătate, în Italia, de exemplu, sau în alte țări, o să vedeți că ești suspect dacă te duci să plătești cu banul grămadă tot.
Pă, ce cu tine, mă, de unde ai venit de pe ce lume? Tu trebuie să fii sclav. Tu trebuie să fii dator la bancă. Tu trebuie să depinzi de noi. Și o mașină, dacă te duci să o cumperi din reprezentanță sau de la dealer, ți-o dă mai scumpă cu 2-3 mii de euro dacă o plătești integral. Trebuie să ai rate, trebuie să fii dator, trebuie să depinzi de cineva. Dacă ai casa achitată, plătești taxe în plus, impozite în plus, ai casă. Atunci, dacă ești dator, atunci facem niște concesii, dar ideea este să rămâi dator. Faraon a vrut să-i țină pe copiii lui Dumnezeu în robie. A vrut să-i țină acolo cu forța și forțat de Dumnezeu a trebuit să-i lase și după aia a apărut rău. Ce-am făcut de i-am lăsat? Și chiar Dumnezeu spune că i-a împietrit inima lui Faraon și el și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el, a luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Imaginați-vă când au venit ăia cu carele după ei, ce spaimă au simțit. Așa suntem noi oamenii. Oricât de precis ar fi Dumnezeu, oricât de mare ar fi promisiunea Lui, atunci când oamenii puternici ne amenință, atunci când viața noastră se schimbă, atunci când existența noastră este în nesiguranță, suntem ca niște copii. Nu doar că suntem ca niște copii, ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și devenim de-a dreptul isterici. Ce s-a întâmplat? Exact ce a zis Dumnezeu. Hai să vedem. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, exact cum spusese, da? Și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel, exact cum a spus Dumnezeu. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Ori fi fost ei gata de luptă, dar vă dați seama că nu puteau să concureze cu armata imperială. Da? Vorbim aici de un imperiu, nu vorbim de o țărișoară din asta, așa cum e Andorra sau cum e România sau cum sunt statele astea micuțe. Era un imperiu. Aveau o armată serioasă, știau să lupte, știau. Mai aveau și carele alea de fier care veneau așa din spate. Era foarte greu să lupți cu ei. Dar și egiptenii au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefonul. Exact unde a spus Dumnezeu. Și ai fi zis, mă, dacă au venit ăștia până aici și Dumnezeu ne-a zis exact că vor fi aici, slavă Domnului, ce bine, ce interesantă împlinire a profeției lui Dumnezeu, ce bine că avem un Dumnezeu atât de mare, ce bine că ne putem încrede în El, nu? Da, de unde? De unde să fie atâta credință? Ați avut momente în viață, dragii mei, în care ați trecut prin astfel de situații în care să nu vă recunoașteți în necredință? Eu am avut. Mi-aduc aminte, veneam dintr-o biserică, într-o vineri seara, era toamna târziu, înghețase, deja era un polei din ăla, sticlă ploase, și eram atât de supărat, pentru că a trebuit să mediez niște conflicte vechi pe acolo și efectiv mă certam cu Dumnezeu și ziceam, Doamne, dar de ce trebuie să suport eu toate prostiile astea și ce legătură are asta cu lucrarea ta? Și eram foarte dezamăgit, mai ales că mă și atacaseră unică, nu eram partizan, nu eram de partea lor să le țin steagul și așa, erai cu alții la fel. Oricum o dădeai, tot cădeai în dinții la unii sau la alții. Și eram foarte supărat și ziceam, Doamne, exact ca Elie, mai bine să mor. Și eu, așa, cum eram dus pe gânduri, singur, în mașină, noapte, simt așa un îndemn, nu știu, nu pot să spun că mi-a vorbit Domnul, că nu sunt profet, nici n-am apucături din astea prin care să pretind că Dumnezeu îmi vorbește, dar am simțit un îndemn
prin care să mă trezesc din visarea asta și să virez ușor la dreapta. Urma o curbă la 90 de grade. Mașina un pic a fugit cu spatele, dar după aia s-a redresat. O secundă sau două, dacă mai ezitam, eram direct în șanț. N-aveam viteză, dar era sticlă pe jos. Și în momentul ăla am mers un pic și am tras pe dreapta și brusc m-a apucat așa un plâns de copleșire. Și am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă și când sunt supărat pe Tine mă iubești, înseamnă că eu chiar nu merit dragostea asta a Ta. Este extraordinar Dumnezeu. Și atunci când ești supărat pe El, Dumnezeu te iubește. Și atunci când poate te cerți cu El, Dumnezeu te iubește. Uitați-vă la Iov. Începe să spună, să-și golească sufletul, își blestemă ziua în care s-a născut. Și cu toate astea Dumnezeu nu zice, bă nenorocitule, păi dar ce faci tu aici, mă? Păi eu-s creatorul, îi spune mai încolo. Însă atunci când este zdrobit, când este în suferință, când este căzut, Dumnezeu înțelege omul. Dumnezeu este alături de tine, chiar și atunci când te cerți cu El. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele? Cum e cărmăzul? Cum e purpura? Se vor face albe ca lână, ca zăpadă? Nu zice, veniți să ne certăm. Nu, veniți să ne judecăm. Hai să discutăm. Îmi place maniera asta a lui Dumnezeu de a discuta. Te lasă să spui, să zici, Iona, supărat pe Dumnezeu, pară și foc, de la început până la sfârșit. Și Dumnezeu cu răbdare, vine, Iona, bine faci, da, Doamne, bă, să mor, să, nu mai suport. Și cu toate astea, Dumnezeu îl păstorește cu răbdare și zice, Iona, mai gândește-te, mai răbdare, mai dormi, mai stai la umbră. Și el rămâne tot supărat și Dumnezeu foarte generos are răbdare și rămâne așa cumva în suspans Iona și Dumnezeu în atitudinea lui plină de răbdare față de el. În situația aceasta, poporul s-a inflamat atât de tare și nu era doar o atitudine de nemulțumire și de ceartă cu Dumnezeu pentru că ai suferit nu știu cât. Era de-a dreptul o isterie. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Dar nu era strigătul lui Petru. Doamne, scapă-mă! Era un strigăt din ăsta disperat al necredinței. Pentru că după aia ei încep să caute țapul ispășitor. I-au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt? Să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Mamă, ce bine o duceam! De obicei, oamenii care se tem de viitor, idealizează trecutul chiar dacă a fost mizerabil. Vedeți că sunt atât de mulți nostalgici după vremea comunistă. Dar n-au reușit să se adapteze sub nicio formă în democrație, în epoca aceasta. Și tot timpul se duc, mamă, ce fain era, pai de mie, ce bine era. Eu nu zic că nu erau și chestii faine. Da, erau. Da, mergeai frumos, uniformă la școală, ordine, disciplină. Erau lucruri bune. Erau și lucruri bune, nu poți să zici. Dar când stăteai la coadă, la portocale, mi-aduc aminte, era o ocazie de sărbători în perioada Crăciunului și veneau cam o ladă de portocale la tot cartierul la alimentară. Și dădea câte două portocale, câte o portocală la fiecare și când am ajuns acolo, pac, s-a terminat, nu mai sunt. Pai! Și am început să plâng. Tată, dar ce? Uite, vreau să mănânc și eu niște portocale. Tată, ce să facem? Uite, s-au terminat, nu mai sunt. Și de câte ori așa, dacă cumva mai primeam niște banane așa de pe la cineva, de pe la câte un restaurant, mai aveai câte o cunoștință, trebuia să le luai verzi, bineînțeles. Erau verzi și le țineai o lună în dulap și în fiecare zi o întrebam pe mama. Mama, dar când se coace banana aia? Venea câte una și mâncam o familie dintr-o banană din aia mică, așa.
Și când se o tăiam așa cu cuțitul, feliuțe, ca pe castravete, știți cum tai castraveții la salată, și așa mâncam din banană, mâncam toată familia. Era ceva extraordinar. Ei, cam astea erau vremurile. Ce să te duci să vezi nu știu câte feluri de sucuri, de feluri de pâine, să nu mai știi pe care să le alegi. Aveai un sortiment și salut. Și dacă îl prindeai și pe ăla, erai fericit. Însă, momentul în care ajungi să te temi de viitor, începi să idealizezi trecutul, indiferent cât ar fi el de mizerabil. Respectiv din povestirea biblică. Au ieșit din Egipt, unde luau bătaie, unde, și nu vreau să înțelegeți că sunt antisemit sau că am ceva cu poporul lui Dumnezeu. Nu, ăștia suntem noi, oamenii. Toți. Că noi, Israel, mamă, ce răzvrătit. Dar noi cum suntem? Suntem mai buni? Nu suntem mai buni. Asta este. Dar ne place așa să îi acuzăm pe ei și să spunem, vai, ce credincioși suntem noi. Păi dacă eram noi în locul lor, să vezi ce făceam. Da, de unde? Noi dovedim cu vârf și îndesat că urmăm cel puțin pe aceleași leauri, dacă nu mai rău decât ei. Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Cine ai făcut de ei? Ne-ai scos din Egipt. Mamă, ce nemulțumire! Ne-ai scos tu din sclavie. Ne-ai făcut oameni liberi. E cumplit. Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Wow, ce gândire! Extraordinar! Aduc aminte, eram într-un district, județul Bihor, și vine o soră în vârstă la mine. Zice, frate, nu cumva să mă lăsați a nimănui să nu mă îngropați, zice, să mă țipați acolo într-un șanț, zice, ca pe un câine, zice, da, să veniți, vă rog, cu fanfară, să cântați, să faceți înmormântare. Și zice, soră, asta ar trebui să fie cea mai mică preocupare a ma tale, unde mori. Important este cum mori. Că restul, și dacă dă cum atale în șansă, nu, Doamne feri, dar cum să-ți faci așa ceva, frate? Sora, zic, în primul rând contează sufletul nostru și relația noastră cu Dumnezeu. Și restul, dacă ai sicriu de mahon sau dacă e din brad, nu mai contează. Dacă ai fanfară sau n-ai fanfară, nu mai contează. Dacă Dumnezeu este acolo, este cel mai important. Și îmi vine acum aminte exemplul lui Moise. Oare ce alai de mormântare a avut Moise? Ce fanfară i-a cântat, ce cor, cine a predicat? Dar știți ce este cel mai important? Că acolo a fost Dumnezeu. Este singurul om pe care l-a îngropat Dumnezeu. Și asta face diferența, cea mai mare. Pentru că restul mai contează. Și mai bine muream noi în Egipt decât să murim în pustie. Care e diferența? Da? La toată această isterie a poporului, îmi place atitudinea lui Moise. Este extraordinar omul acesta. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Acum mă, că vin ăștia după noi. Tu nu vezi, ne omoară. E de viață și de moarte. Cum să nu te temi? Și Moise zice, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc, aoleu, cum să stăm pe loc, măi? Păi vin ăștia, ne calcă în picioare cu carele lor, cu caii, cum să stai pe loc? Să stai liniștit? Păi trebuie să te isterisezi, să-ți crească tensiunea, să-ți crească glicemia, să-ți faci pere albi. Că altfel nu e bine. Și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Wow! Aș vrea să am atitudinea aceasta a lui Moise. Nu-mi iese. Nu-mi iese. De fire, sunt foarte agitat așa și vreau să am lucrurile sub control, să fiu acolo tot timpul sigur pe ceea ce se întâmplă, să nu mai ia prin surprindere viața. Și știți ce se întâmplă în momentul când vrei lucrurile acestea, cazi în descurajare, te epuizezi și îți dai seama că n-ai nicio soluție la anumite probleme.
oricât de mult te-ai zbate, da, trebuie să te zbați, că nu poți să fii indiferent, dar de multe ori nu ai nicio soluție. Și atunci când nu ai soluție și soluția este la Dumnezeu, Dumnezeu zice, stai că asta e a mea. E ca și cum vine copilul și zice, ai, tată, să iau eu plasa de 15 kg. Stai, mă, că asta e a mea. E pentru forța mea, nu e pentru tine. Dacă vrei, ia o portocală, ia o pâine, ia ceva mai... Asta e pentru tine. Și Dumnezeu zice, lasă, nu! Și ne rupe în spate și nu ți-am spus. Voi stați liniștiți. Și apoi intervine Dumnezeu și întreabă, ce rost stau toate strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească unde? Înainte. În viață nu se poate să mergi decât înainte. Poți să mergi înainte ca un învingător cu Dumnezeu sau poți să mergi înainte de musai, târât de viață, dar e mult mai frustrant și mult mai greu. În momentul când nu ești combatant în viață, când nu lupți, este mult mai greu să suporți povara aceea, pentru că ești lovit din toate părțile, nu ești angrenat în luptă. În momentul în care lupți cu credință, în momentul acela, viața ta este altfel. Chiar dacă mai primești lovituri, chiar dacă ai anumite piedici, Dumnezeu îți dă putere să mergi mai departe. Zile să meargă înainte. Cum? Înainte e marea. Da, înainte. Cum prin mare? Da. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare, despic-o și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Poate că găsiți echivalențe sau analogii în viața dumneavoastră. Poate că nu o să treceți o mare. Dar marea aceasta poate să fie o boală. Marea aceasta poate să fie o pierdere financiară consistentă. Marea aceasta poate să fie pierderea cuiva drag. Marea aceasta poate să fie o suferință pe care o ai ca părinte, pentru că ți-ai pierdut copilul de lângă Dumnezeu și te rogi pentru el ca să îl primească pe Dumnezeu. Sau invers, un copil care se roagă pentru părintele lui să îl primească pe Dumnezeu. Marea aceasta poate să fie orice pierdere din viața ta. Orice descurajare. Poate ai rămas singur, poate că ești pe un pat de spital. Nu te mai vizitează nimeni, ai îmbătrânit. Asta este marea ta. Și este lupta ta. Până la urmă, dragii mei, există două lupte pe care trebuie să le dăm. Și a zice eu că fac parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu. Lupta pentru viață, să duci viața așa cum este, și lupta pentru a face ceva în viață. Astea fac parte din mântuire. Lupta pentru viață, Dumnezeu vrea să lupți pentru fiecare picătură de viață și în ciuda vicisitudinilor să fii combatant, să fii acolo în credință alături de Dumnezeu. Și doi, să faci ceva în viața asta, nu doar să supraviețuiești. Să trăiești viața aceasta cu sens, cu un scop, să ai o misiune. Și asta s-a întâmplat în viața lui Moise. Poporul mergea așa, foarte dezorientat. Însă Moise a știut întotdeauna de unde pleacă și unde merge. Și asta era diferența între popor și Moise. Poporul cum dădea de prima piedică, de prima încercare, cine e de vină? Dumnezeu și Moise. N-avem mâncare, n-avem praj, n-avem usturoi, n-avem pești, n-avem apă, n-avem. Și Moise zicea, stați liniștiți că vă dă Dumnezeu. Și întotdeauna îi păstorea și ajutea să înțeleagă că scopul lor în viață nu este să aibă prepelițe, să aibă de mâncare, să aibă apă, ci scopul lor este să ajungă în Canaan. Dacă ai uitat care este scopul tău în viață, dacă ai uitat care este provocarea vieții tale, în seara aceasta poate că ai timp să te gândești la tine, la viața ta, la ceea ce ai de făcut și să vezi unde ai căzut, unde te-ai rătăcit și cum poți să mergi mai departe cu Dumnezeu. Provocarea aceasta este foarte mare și
Trebuie să știi că nu există decât un singur sens înainte. Dacă mergi înainte ca un biruitor, vei fi fericit, vei fi împlinit. Vei avea și lovituri, dar satisfacția este mult mai mare. Dacă nu, oricum vei merge înainte. Te va duce viața ca pe bandă rulantă. Însă vei fi frustrat, vei fi descurajat, vei fi neîmplinit. În seara aceasta Dumnezeu vrea să mergi înainte. Și spune să stai liniștit, să te încrezi în El. Și să lași pe El acolo unde este greu. Acolo unde trebuie să crezi în El, crede în El. Și orice ți-ar aduce viitorul, să nu te mai uiți în trecut și să spui că era mai bine în Egipt, pentru că era mai rău. Ceea ce este în viitor este mâna lui Dumnezeu și dacă tu ești în mâna Lui, vei fi cu adevărat fericit. Dumnezeu să-ți ajute să lupți și să treci înainte, oricât de greu va fi, până când Dumnezeu te va trece marea care este în viața ta. Amin.